videoclipul de astăzi vă arăt cum să realizați aceste cutii din hârtie pliabile. Materialele necesare pentru proiectul de astăzi sunt o coală de hârtie A4, colorată și pe o parte și pe alta, și o farfecă. Să începem! Primul lucru pe care l-avem de făcut este să obținem un pătrat din coala de hârtie. Aducem colțul de jos către marginea de sus, având grijă ca marginea aceasta să se alinieze cu aceasta. Cam așa, decupăm partea aceasta. Desfaceți. Veți avea această linie formată la jumătate. Aduceți colțul acesta de jos către colțul opus de sus și presați. Desfaceți. Aduceți marginea de jos peste marginea de sus și presați. Aveți grijă să alinieze. Desfaceți. Faceți la fel și cu marginea laterală. Aduceți peste marginea opusă și presați. Acum vom avea format un plus și un mix din înduituri. Aduceți unul din colțurile de jos către mijlocul pătratului format din înduituri, având grijă ca marginea aceasta și aceasta se alinieze cu liniile formate de înduituri. Faceți la fel cu fiecare colț al pătratului. Desfaceți tot ce ați înduit. Veți ține coala de hârtie în formă de romb. Aduceți colțul de jos către prima linie formată din înduitură, având grijă să nu depășească linia, și presați. Cam așa. Îndoiți marginea de jos în interior pe prima linie formată de înduitură. Din nou, îndoiți marginea de jos în interior către prima linie formată de înduitură. Întoarceți cu partea de sus în jos și faceți exact la fel. Veți ajunge la această formă. Întoarceți pe partea care nu se desface și îndoiți pe aceste două linii, având grijă să țineți de aceste margini în interior. Desfaceți și faceți la fel și cu cealaltă înduitură. Întoarceți pe partea care se desface. Desfaceți marginile acestea și le îndoiți pe liniile formate de înduituri, acestea două. Veți ajunge la această formă. Colțul de sus îl îndoiți pe această linie în interior. Faceți exact la fel și cu colțul de jos. Colțul din interior îl îndoit către aceste două colțuri. Veți ajunge la această formă.
îndoiți marginea aceasta către marginea din exterior, apoi mergeți să alinieze. Faceți exact la fel și cu acest colț. La final, așa va arăta cutia pliabilă. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube, simplu de făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!